merge adică aici pentru voi, ca întotdeauna. Subiectul clipului de astăzi, videoclipului de astăzi, este un destul de simplu. E clar, e limpede, toți cei care lucrează mass media, pe lângă, audiovizual, mă rog, cine are tangențe cât de cât cu media, au auzit de tot felul de școli de televiziune. Una cu nume mai important decât cealaltă, una cu nume mai interesant decât cealaltă. Până la sfârșit, eu nu prea știu cum funcționează școlile astea de televiziune. Și m-am gândit la un moment dat să aflu. Cel mai simplu mi-a fost să fac apel la prietenul Osmanovici, care de altfel este el profesor la una dintre aceste școli, și să-l rog să-mi propună doi dintre cei mai buni elevi ai lui, cu care să stau de vorbă și despre cum și ce se întâmplă într-o școală de televiziune. Unul dintre ei este Bogdan, prietenul nostru, care a absolvit intact Media Academy, care se pare că de fapt este singura școală acreditată de Ministerul Educației. Și se pare că e singura care face cu adevărat treabă în domeniu. Mă rog, să revenim la Bogdan. O să rog să prezinte el pe început și după aceea o să intrăm în subiect. Bogdan, cine vă spune? Salut! Hai, numesc Bogdan Chenciu. Să repetăm, Bogdan Chenciu, în caz că n-am s-a auzit pe el. Deloc, sunt din Ștefan cel Mare. E o localitate la 10 km de Onești și 60 km de Bacău. Am venit în București acum 7 ani, cu gândul de a ajunge să lucrez în televiziune. Am venit aici ca să dau mai întâi la muzică. M-am gândit eu că prin muzică ajung mai ușor în televiziune. Și acum sunt în anul 3, la canto, regie și operă. Sunt la clasa doamnei profesoare Silvia Voinea, una dintre cele mai mari soliste de operă. Și am venit să văd cum fac să intru în televiziune. Deci gândul tău e tot la televiziune, da, tot la televiziune. Spune-mi, da. Cum se desfășoară? Cum sunt cursurile astea de la Intac Media Academy? Sau mă rog, într-o televiziune, școală de televiziune de genul ăsta? Sunt foarte interesante, sunt foarte bine structurate. În primul rând că poți opta pentru prezentatori, poți opta pentru reporteri, poți opta pentru cameramani sau make-up artist, da? Eu am optat pentru prezentator, asta mi-am dorit în tot deauna. Aici, de exemplu, în Intact Media Academy înveți foarte mult ce înseamnă prezentarea de știri. Mai puțin pe partea de divertisment. Se face și acest lucru. Am făcut cu Dana Mlatin partea asta de divertisment, entertainment. Dar punctul cel mai important se pune pe prezentarea de știri, iar reporterii la fel tot pe partea de știri, dar sunt care aleg și partea asta de can-can, de exemplu. Eu nu mi-am dorit neapărat să prezint știri, nu am plecat niciodată la drum cu ideea de a prezenta știri, de a fi prezentator de știri, ci mi-am dorit foarte mult să prezint o emisiune de divertisment, dar ceva combinat cu artă, nu divertismentul din ziua de astăzi, cancanul și așa mai departe. Însă aici am descoperit, de exemplu, ce înseamnă să prezinți meteo. Ce înseamnă cu adevărat să prezinți meteo, nu e doar, nu știu, 3 minute sau 1 minut și jumătate cât stai pe sticlă și citești ceva de pe prompter. Am descoperit că meteo nu înseamnă citirea de prompter, la fel cum se întâmplă, de exemplu, pentru știri. Și contactul cu Chroma a fost ceva cu totul și cu totul inedit. E fascinant să-ți coordonezi mișcările astfel încât să știi că în partea ta dreaptă e vestul și în partea ta stângă e estul. Tocmai pe dos decât ar trebui să fie în mod normal, da. Și înveți tot felul de trucuri. Dacă faci un pas înainte, sudul ți-e aproape. Dacă te mergi cu spatele spre Chroma, atunci nordul îți este mai aproape. Prima oară am făcut contact cu Chroma pentru meteo la cursul Trestianei Vanghele, un om extraordinar, eu îi spuneam mama Trestiana, și ulterior, după ce ne-a inițiat și ne-a învățat anumite trucuri, ulterior am făcut cu Daniel Osmanovici, el a fost cel care ne-a învățat foarte multe lucruri și la prima prezentare a rămas foarte uimit.
M-aș întreba dacă am prezentat vreodată, dacă am făcut metronomul, am zis că nu am făcut niciodată, nici nu știam cum arată o cromă, habar n-aveam ce aia e o cromă, de fapt. E destul că foarte mic. Da, a fost foarte, foarte frumos și mi-a plăcut foarte mult. Și atunci am descoperit că meteo înseamnă foarte multă imaginație, îți pune mintea la contribuție, nu înveți un text pe de rost. E adevărat că trebuie să-ți citești prognoza și să ai date despre ceea ce se va întâmpla în următoarele ore. E important să crezi ce spui. Mulți vin la televizor și spun niște lucruri doar că li se zic să spun acele lucruri, dar nu le trăiesc cu adevărat. Și nu transmit un sentiment. O emoție, un sentiment. Ideea e că în momentul în care tu te uiți la televizor, chiar dacă, de exemplu, nu știu, n-ai sonor, tu trebuie să înțelegi ceea ce vezi. Trebuie să-ți transmită ceva. Imaginea pe care o vezi și omul care face anumite mișcări. Tu trebuie să simți ceva din acea imagine, din știrea pe care o vezi și care nu auzi. Asta a fost, de fapt, prima lecție pe care am învățat-o în cadrul Intact Media Academy, că totul nu se rezumă numai la cuvinte, ci și la ce transmiți, la cum transmiți. Și în asta trei luni am înțeles că sunt după trei luni de asta, da? Exact. La sfârșitul lor ai ajuns și pe stică, din câte am înțeles. Da, da, da. Am dat startul proiectului IMANews. Am prezentat primele două ediții. Am prezentat alături de colega mea, care acum face practică în cadrul redacției de știri, de la Antena 1 și Antena 3, Evi Popa. A fost foarte frumos, chiar foarte, foarte frumos. Și zic eu că a fost și o pornire pentru cariera mea. Deci tu trei luni ai intrat pentru divertisment, când ai intrat pentru divertisment și la chitic. Capătul celor trei luni, da? Am aflat că îmi place mult meteo. Și că am și veritate de prezentator pentru știu. Weatherman, domnule, weatherman. Bosul ești pe plecare. Așa. Mă scuzați, m-am zis, da. Spune, dar de când vrei să-ți faci televiziune? Că, știi, așa, toată lumea are câte o... Sigur că și eu aș vrea să fac televiziune, nu sunt om de televiziune. Cu toții ne dorim să facem câte ceva, nu? Mulți vor să facă televiziune că, nu știu, le place să apară la televizor. Nu neg că nu îmi place să apar. Cred că aș fi ipocrit și oricine ar spune că nu îi place să apară la televizor, ar minți. Exact. Dar vreau să fac pentru că, nu știu, am ceva de zis, am ceva de transmis și pur și simplu îmi place foarte mult. Am descoperit că îmi place televiziunea de mic, chiar de foarte mic copil. La 6 ani, de exemplu, eram singur în casă. Tatăl meu venise de la schimbul 3. A zis, să se culce și el. Și mi-a zis, mai bine, stai cu minte liniștit, uite-te și tu aici la ce program era atunci, eram pe TVR1, nu prindeam decât atât. Și la un moment dat m-a enervat foarte mult cum prezenta. Nu îmi plăcea cum prezenta pe atunci prezentatorul, copilul respectiv. Și am zis, eu intru în televizor să prezint eu în locul lui. Și n-am ajuns în televizor, din păcate, am ajuns la spital electrocutat, că m-am scos placa din spatele televizorului și am zis, stai că mă bag eu așa frumos, am citit eu prin cărți cum poți să intri în aparatul și așa mai departe. Și atunci am zis că am să mă răzbun și am să intru în televiziune. Am înțeles. Una peste alta, ai participat și la niște, eu știu, ore de practică la IMA acolo? Da, sigur că înainte de a prezenta telecastrică, sigur au fost ore de practică. Dar mă refer, ați avut acces la o tehnologie măcar contemporană cu ceea ce... Da, pe tot parcursul cât am făcut școala, în cadrul școlii aveam un studio exact cu tot ce ai nevoie pentru... Chiar de acolo am și transmis, am și înregistrat jurnalul IMANews. În cadrul școlii ai acces la absolut tot ce îți trebuie pentru a face o emisiune. Un talk show, o emisiune de divertisment, meteo și croma avem acolo. Adică ai absolut tot echipamentul de care ai nevoie ca să faci o emisiune. Deci chiar se învață la școlile astea de televiziune. Da, chiar... Sau mă, în cazul nostru, vorbim de IMA, mai special. Cine vrea să învețe, învață. Acum, da. Știi cum, poți să te duci la orice școală. Cine vrea să învețe, învață. Doar că este singura acreditată
care îți dă posibilitatea, îți dă o diplomă la final, care este recunoscută atât de Ministerul Muncii, cât și de Ministerul Învățământului și Tineretului. Ai șanse cu o diplomă plusă, dar trebuie să ceva. Exact, ea am zis ceva. Și probabil că în continuare o să tragi pe lucrul ăsta. Vrei să intri într-o redacție și să te ocupi de unde vrei. Ce poate ajutez mai mult decât baftă maximă? Fie. Și felicitări! Un Weatherman pe țeavă!